negru și roșu. La kilometru zero. Nu-i clar cine organizează și ce vrea anume, dar a cântat la început imnul Deșteaptă-te Române. Jandarmeria i-a îngrădit cu gard. Cum se întâmplă că la protestele de pe plai se aude ceva, 8-9, 8-9 se aude. Vinge, vom învinge! Protestul a pornit! Este un protest al societății civice din care facem parte de plină și noi revoluționarii! Toți, da. Acest protest a pornit pentru că după 33 de ani bătuți pe muche, constatăm, nu cu surprindere, ci cu mare mâhnire, că societatea noastră nu se îndreaptă spre ceea ce am crezut noi în decembrie 89, adică foarte multe din idealurile Revoluției din decembrie 89 au rămas pentru cei care pretind că ne conduc doar simple vorbe. Faptele lor contrazic spusele lor, adică sunt în neconcordanță cu faptele lor. După 33 de ani am ajuns în situația ca peste 6 milioane și jumătate de români să-și părăsească pe timp de pace patria. Asta am vrut noi atunci, în urmă cu 33 de ani. Spuneți, asta ați vrut? Da sau nu? Ce ați vrut voi atunci? Am vrut libertate, am vrut democrație, am vrut ca lumea să nu mai sufere niciodată, nici de foame, nici de frig, nici în spitale mizerabile, nici copiii noștri să aibă parte de un învățământ de mâna a doua sau a treia. V-ați uitat dumneavoastră și v-ați uitat cetățeni care treceți pe lângă noi. V-ați uitat cum ne îmbrăcăm noi, nu numai pensionari, mulți dintre cei care lucrează la second hand, așa ne îmbrăcăm. Magazinele de second hand sunt în 50 de metri în unele locuri și printre ele sunt intercalate amaneturi, farmacii de tot felul și bănci de tot felul. Asta ați vrut voi? Și păcănele. Cazinouri. Aceasta este tema protestului nostru, care începe astăzi, 16 martie 2023, și se va opri doar atunci când cei răspunzători de starea în care a ajuns această țară vor veni să spună de ce și cum, de ce au adus starea, țara aici și ce propun ei ca să înceteze, după expresia lor favorită, de îndată această stare de lucruri. Să nu mai plece nimeni din țară, pentru că dacă nu vor face asta, noi vom propune după punctul 8, peste 33 de ani, punctul 9 de la București, din piața Universității, ca să nu mai plece nimeni din țară, vom cere să plece ei și nu în afara țării, ci undeva în țară, la siguranță și răcoare, cei mai mulți dintre ei.
s-au descalificat acești așa ziși politicieni. Noi aveam nevoie de oameni politici, nu de jeguri politice. Din păcate, considerabil de mare parte dintre ei nu suntem nici măcar de ultima sintagmă.